petrecem ca fetele, băieții noștri s-au dus. Ia uite, îmi dă și să beau. Când am dat băutură? Bine, sunt Sandra, iar astăzi, după foarte mult timp, o să vă arăt ce s-a întâmplat cu mine în vamă. Da, ați așteptat vreo două luni acest vlog aparent, dar uitați că mi-am revenit, sunt mai happy, sunt mai chill ca niciodată și am început din nou să fac vloguri, desigur. Dar înainte de toate, chiar v-aș ruga să apăsați pe butonul acela de like, să dați un subscribe la canal dacă n-ați dat deja, pentru că aici suntem toți familie, suntem toți bisieni, mai postez ceva, un joc, o piesă, mai râdeți un pic, vă mai distrați, mai vă povestesc una alta, suntem practic ca o familie. Hai să începem! Da, acum căutăm trenul, sper să-l găsim. Da. Da, deci am coborât din primul tren. Petrecem ca fetele, băieții noștri s-au dus. Ia uite, îmi dă și să beau. Când am dat băutură? Femeia pisică se joacă Tic-Star. Hai, du-te-mi. Dar cum ți-a venit ideea să mergem la mare, Andreea? Asta adică... Dar mă bâlbâi. Hai mă, spune ce a zis Adi. Am fost de Paștea anul trecut. Hai zis, bă, poți mai cum e pe vremea la Vama Veche, ca? Că ce poți vreau la Vama Veche, la vară. Da? Hai așa, că mă uit ce vreme e afară. Aseară mi-a arătat că erau 24 de grade. Eu le simt de 26. Azi dimineața cum am văzut, erau 17, ceva de genul 18. Le-ai simțit de 21-22. Bă, haide! Să mergem și te-am zis pe tine, l-am zis pe lui. Hai mă să mergem, ce naibii? Și acum uite-mă, hai, e furie enorm în tren. Deci ne achișapă noi acum, acum așteptăm trenul spre Magalia. Care stă în bine într-o oră sau două, trebuie da, într-o oră, la 12:52. Ne-a închișat bine pe noi, trei lei chișarea. Nu, nu luăm nimic, că m-a chișat. Acum Andreea m-a lăsat singur aici și am un pic ansietate, dar o să se rezolve. Dar am o idee. Deci o să încep să-i fac un tren și vedem ce o să se întâmple. Deci eu după TikTok. E pe acolo. E pe acolo, dar stați așa că mă vede. Ea e la baia aia, eu cred. Eu mă de una, stac de cine de urmă, adică... Și așteptăm aici, a? Dreacă, bă! Cred că vine. Ce că e plecat, Iesu? Bă! Ce față ai făcut! Te-ai speriat? Da? Pe bune? Genială călătoria! Andreea are o schimbare de plan astăzi. Spune ce s-a întâmplat. Rămânem la mama veche. Wow! Mama îi trimite banii lui prietena ei prin Revolut sau prin BCR și gata, stăm la vamă. Face nici jumii jumătate cazarea. Gata. Wow! O să cu cafea. A few moments later. Am ajuns la vamă. Andreea aici, din păcate s-a accidentat mama, un pic. Mamă, lasă-mă, că eram plină de dragi. Și suntem la vamă deja. Cum te simți, Andreea? Andreea, bine. Da. Am un Georgian nume. Ce tot ești? Acum am plecat de la vamă. Ne ducem spre cazare. Ne-am cazat și am plecat de la cazare. Au venit și băieții, iar acum ne ducem la magazin. Andreea bea un Monster aici. Monster sponsor me. Deci n-ai cum așa ceva. Pisica asta era sălbatică cu mine. Nu te cred! Nu te cred că ai luat-o în brațe! Nu te cred! Ce mai ziceți? Mai nimic.
s-au cam certat, din păcate. O să treacă, gen așa, da, în orice relație. Nu. Gata. La mine când am spus e gata, e gata. Gata asta, chiar că e gata. Bă, pe serios, am dat. Gen, lumea râde, gen, de... Mă ierți? Nu. A few moments later. Alo. Pa, pa! Cam acestea sunt cadrele pe care le-am filmat, ca să zic așa. Iar ea a decis ca noi să mergem mai exact la vamă în acea zi. Și noi am urcat în tren, iar lui din greșeală a pierdut trenul. Era pe acolo, nu știa ce să facă, de-astea a pierdut biletul și a cumpărat altul. Fostul Andrei sau fostul Andrei, că nu știu se ceapă, se împacă, deci de nici eu nu mai știu, s-a dus până la urmă cu Luis. Și cum eu în acea perioadă eram foarte tristă și depresivă pentru că mă simțeam super singură, am decis hai să merg cu Andreea. După aia, după câteva zile distanță, fix pe 30 aprilie, Andreea s-a gândit din nou să mergem la vamă. Am luat asta singură pentru că Luis nu mai avea bani să vină cu noi și eu, cum sunt elevă, primesc bilet de tren gratuit. Că tot sărea lumea pe cu hate pe acolo, pe alea. Și Andreea pe plajă s-a dus acolo, am stat pe plajă frumos, bătea vântul eu cu umbrelă. Andreea stătea de vorba acolo cu oamenii aceia străzii, care erau din fericire super caterinică, cred că am stat vreo 2 ore pe plajă acolo, eu râdeam ca Sparta, ea povestea chestii, oamenii aia, ca să vă exprim mai exact cu toată această, cu toată povestea aceasta, vă zic, vă jur efectiv, a doua oară când am fost cu ea în vamă, am fost singure, cum v-am explicat că Luis, am mers cu Andreea, că am ascultat-o, zice, hai că n-am cu cine să merg, hai Sandru, te rog. Și cum eu știți foarte bine, nu prea îmi place să stau singură sau să stau prea mult timp în casă, deși acum m-am obișnuit cu asta și accept totul, pentru că lumea în general mă bagă în seamă doar când are nevoie de mine. Așa, m-am dus cu Andreea la vamă și ghiciți ce, n-am dormit toată noaptea. Povestea de pe TikTok, exact. Anyway, morala poveștii este că dacă sunteți fete trebuie să aveți mare grijă pentru că nu se știe cum este în ziua de azi. Mai bine mergeți cu un grup de prieteni, cu un grup de băieți sau cu familia. Ceea ce nu prea e în cazul meu, din păcate. Dar de atunci a trecut destul de mult timp și am învățat o lecție importantă. Distracția în viață este temporară și mai bine trebuie să mă bazez pe evoluția mea și pe contentul pe care îl fac, că totuși sunt creatoare de content. Curze, sper că v-a distrat acest vlog. Dacă aveți și voi întâmplări, le puteți scrie în comentarii, eu o să le citesc și o să vă răspund. Și cam atât cu vlogul de astăzi, sper că v-a plăcut. Nu uitați să apăsați pe butonul de like, să dați un subscribe la canal. Hai să mai apărăm și noi la recomandate, zic și eu că... Na? Eu sunt Sandra și m-am dus. Peace! I'm feeling so much better.